să facem o comisie parlamentară în care absolut toți cei care, în primul rând cei care sunt împotriva proiectului, să poată să aibă o platformă democratică de manifestare și cei care, iată, acum protestează pentru a se face proiectul, se pun la dispoziția tuturor parlamentarilor toate datele, acele cifre pe care, pe bună dreptate, le cerea și domnul Antonescu. Și în felul ăsta, practic, există dialog și dezbatere, ceea ce e absolut necesar. După 15 ani, e adevărat, e foarte târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Deci asta v-a acuzat de un joc parșiv. Cum? Deci ați refuzat să retrageți proiectul din Parlament? Dintr-un motiv foarte simplu. Până la urmă am constatat, mi-a spus asta și cei de la PDL, că ei vor să facem proiectul, dar nu vor să-l dezbatem în Parlament. E un proiect mult prea important ca să pot să-l fac fără o dezbatere. Deci e locul cel mai bun. Domnul Antonescu v-a acuzat de un joc parșiv în legătură cu Roșia Montană. Spunea de asemenea că dânsul vede așa problema, că sunteți convins că este un proiect oportun, însă vă este teamă să vi-l asumați politic. Nu mi-a deloc teamă. Din acest motiv am și trimis legea în Parlament. Dacă 15 ani n-a avut nimeni curaj să o trimită, cu toate datele, eu am avut. Și mai mult, în sfârșit, foarte mulți oameni au aflat tot ce înseamnă acel proiect. Cine l-a aprobat, când, ce scrie în licență, care sunt cheltuielile. Eu cred că asta trebuia să facă orice prim-ministru din 99 încoace, dar mi-am asumat eu acest lucru și cred că am făcut foarte bine. Domnule premier, spuneți-ne și la microfon dacă există înscrisoarea de intenție pentru FMI și modificarea la sistemul de taxare pentru drepturi de autor și pe faune. Acum. Care este poziția partidului? Nu există, în sensul nu există. Da. În legătură cu Roșia Montană. O să spun în următoarele zile de încă 1000 de ori că eu cred că într-un subiect atât de dificil, că nu e ceva simplu așa, numai ignoranții n-au semne de întrebare. Oamenii normali vor să afle înainte să se pronunțe. Există dezbatere, sunt toate datele puse la dispoziție, după care, bineînțeles, că vom lua o decizie oficială. În acest moment v-a schimbat punctul de vedere? Ați votat pro sau contra? Nu mi l-am schimbat niciodată. Sunteți contra Roșia Montană, da? Ca deputat. În continuare. Am explicat foarte clar aseară, știu că dumneavoastră de la Realitatea vă uitați la Antena 3 și ați văzut explicația mea. Și da? La urmă, cum comentați faptul că domnul Crin a spus că faceți un joc ca și vreți? Cum am comentat tot timpul în acești 3 ani. Și anume, tot ceea ce am de spus și de reproșat vreunui partener al meu, o fac în privat. În public, oamenii așteaptă să ne purtăm normal, să rezolvăm problemele lor. Și asta am și făcut și astăzi. Am stat 2 ore, am discutat toate problemele pe care le aveam și am anunțat deciziile. Asta înseamnă normalitate. Mulțumesc!